La primăria orașului Ocnița s-a desfășurat un concurs pentru determinarea firmei care va colecta și va transporta deșeurile menajere la fabrica de sortare a acestora. Despre participare la concurs au anunțat două firme, societățile cu răspundere limitată Vixenol și Gripin.com. E de menționat faptul că ofertele au fost prezentate numai de societatea cu răspundere limitată Vixenol. Potrivit programului național Ecoverde, în Republică vor fi construite 10 fabrici de sortare a deșeurilor menajere. Astfel, fiecare din ele va colecta gunoiul din câteva raioane. Orașul Ocnița și raionul Ocnița vor face parte din zona de deservire a fabricii de sortare a deșeurilor menajere din Dondușeni. Membrii comisiei primăriei s-au interesat de principiul de lucru al fabricii de sortare a gunoiului, metodele de colectare a deșeurilor menajere, garanția de realizare a condițiilor contractului firmei cu primăria, etc. Tot ei, membrii comisiei, vor studia detaliat ofertele firmei Vixenol și după aceasta vor lua decizia corespunzătoare. Eu mă gândesc că Consiliul Orașenesc a procedat corect când a permis de a da în concesiune serviciile de aducere în ordine a orașului. Dar pe de altă parte, compania care astăzi a participat la tender e o companie nouă, care mai înainte nu a lucrat la acest compartiment. Și aceasta vorbește despre aceea că la prima etapă probabil vor fi oarecare probleme în ce privește încheierea contractelor cu populația. Este foarte complicat, pentru că un lucru nou totdeauna cere timp pentru realizare și înlăturarea neajunsurilor. Noi credem că vom înfrunta toate aceste trepte. În prezent, problema colectării deșeurilor menajere în orașul Ocnița, practic, este soluționată, dar utilizarea completă a lor poate fi realizată numai cu participarea primăriei la programul național Ecoverde.